E ziua cea mare. Astăzi vine Ariana Maria acasă. Abia o așteptăm. Și noi încă nu am terminat de pregătit petrecerea de bun venit. Te ajut eu, tati. Și eu. Am pregătit multe butelii cu heliu, astfel încât să avem cât mai multe baloane frumoase prin casă. Bine, tati, grăbește-te, mami ne așteaptă. Vreau să o aducem cât mai repede acasă pe Ari. Wow. Terminăm de făcut toate baloanele și mergem să le aducem acasă. Abia aștept. Pentru Ariana am pus hăinuțele. Iar eu mă duc să caut pentru mami. Să vedem. Ăsta. Am găsit, tati, vin acum să ți-l aduc. E bine? Mara, nu doar atât, îi trebuie și pantaloni. A, da, acum mă duc să aduc. Tati a uitat și de altele, sigur mai are nevoie și de alte lucruri, mami. Pe care să iau? Oare ce-o veni? Mami acum nu mai are burtică. Ăștia vor fi. Hai, Mara, că ne grăbim. Mami ne așteaptă și noi zăbovim aici, grăbește-te. Da, în sfârșit. Da, tati, stai, că mai trebuie aduse lucruri. Adu tu, Mara, ce mai e nevoie, eu cobor cu bagajul. Chiar nu am chiuptănat, m-am aranjat. Rău, atât, am făcut aici. Bagajele sunt făcute. Am păstrat doar pe împăr să schimb bebe și osețele pentru mine și parfum. Valiza am închis-o aproape de tot. Mă mai străduiesc eu după ce chid Mara. O aș pe aceasta. Aici am pregătit haine pentru bebe. Bebe doarme. Aici mai sunt câteva bagaje. Și ce am primit în dimineața asta din maternitate. Haideți să vi-l arăt și vouă până în tati, că se pare că întârzie. Am primit aceste trei sacoșele. Sunt mărimea 1. Nu am spus să găsesc în supermarket cu mărimea 0, dar se pare că nici măcar în maternitate nu se dă mărimea 0. Și acum să vedem ce aici în săculeț. Și căutăm. Tot scute ce are. În revistă. O mostră de cremă pe Pantene. Mara, hai, repede, repede! Pa, bunica! Pa, bunica! Pa, bunica! Să o aducem pe Ari! A, da, că trebuie să încălzim! O să fim mai mulți! Se mărește familia și, ca atare, vom folosi mai des mașina mare! Gata! Să împătăm pe Ari! Și o să te ajut cu ea! Și o să te ajut cu ea! Da, și eu am emoții! Să luăm de alt pampers și cremă. Am dormit fără să vreau. A sunat tati și a zis că ajunge în 10 minute. Sper că arăt bine, deși chiar nu e pe mâna mea, deci întins. Așa că îmi regând bibița, hocus pocus. Am ajuns! Sperăm că m-am îmbrăcat-o pe Ari. Eu am dormit. Scoică. Mariza. Prima ieșire a lui Ari. Apară. Eu cu Runița. Eu cu bagajul. Hai. Marea cu Scoica. Eu mai. Și te de eu o să iau pe Ari. Hai. Ordinea, bă! Mai luăm flori? Eu să luăm altă floare. Aha. E prima dată când nu am reușit să intru în camera în care a fost Ariana la spital. Sunt curios dacă ne intrăm acum. Greu, am reușit să intrăm. Urcăm după mami. Și? Opa! Cât o așteptăm pe mami? Știm. Și Mara. Vedeți tot? Și? Bebe îmbrăcată. Te-a venit și mami îmbrăcată. Încă așteptăm. Și gata! O avem pe Ari. Hai acasă. Yeah. Te
Crezi că e mai mare? Teo, las-o! Hai să mergem, hai să mergem! Acasă! Wow, uite unde am pus-o pe Ari, în scoică! Mamă, ce frumoase sunteți toate! Ari e prinsă bine. Și de porni la drum, avem aproape o oră de mers. Fără cuvinte. Gata, pa spitalul din Roman. Hai acasă. Și hai la cafea, tati. Mulțumesc mult celor care m-au ajutat și mi-au făcut spitalizarea, să zic așa, mai ușoară la spitalul din Roman. Mulțumim foarte mult și clinicii Central Clinic din Bacău, unde lucrează prietena mea, doamna dr. Mădălina Andriescu, și unde mi-a supravegheat toată sarcina. Vă arătăm câteva cadre de la ecograf de acolo. Fetele sunt toate în spate, în centuri, și nu scot un sunet. E o liniște. Ce drăguță e! Nici are nu plânge și de asta ei le fac liniște să nu trezească. De azi înainte în familia noastră se instaurează liniștea. Noi așa visăm, dar stai să o vezi. Eu aici. Altul. Eu. Luăm și ciocolata. Caldă. Și la fete. Și aici. Mâncărică. Suntem și la declarație la poliția acum, până să ajungem acasă. Vă povestesc imediat. Acum avem nevoie și de acte, bineînțeles. Dar ce facem noi aici? E prins! Eliberăm! Aha. De furia laptelui. Revin! Te așteptăm, tati! Gata, acum așteptăm. Și din poveștile noastre cu viața, cu bune și rele, avem încă o istorie de relatat. Am parcat să-mi iau cafea pentru că de dimineață tot am așteptat să vină tati și nu am mai băut cafeaua. Am parcat la o benzinărie, la un Peco. Acolo, de fapt. Copiii au rămas în mașină, noi am intrat în oncle, ne-am luat o cafea. Când am ajuns înapoi, Mara: mami, cineva a pus și mașina, a zgâlțit-o cu totul. Tati s-a dus pe partea cealaltă, s-a uitat, că nu plecase mașina de lângă noi. Tati a ciocănit în geam: te rog, coboară, uite, mi-ai lovit mașina. Nu e adevărat. Ce, noi mai avem mașini? L-a și jignit pe tati. Dar lucrurile se rezolvă. Asta e, portiera o să o reparăm noi, pe cheltuiala noastră. Pentru că s-au nu produs... Nu pe cheltuiala noastră. Daune. Să vă ei și mai zic și că nu e adevărat. Teo, foarte revoltat. Copiii au fost în mașină și au spus că s-a zguduit mașina cu ei. O persoană de sex feminin, mai în vârstă, a venit cu cafele în mână din benzinărie, a încercat să intre în mașină, doar putea să aștepte să intre șoferul și să tragă mașina înapoi. A deschis așa un pic, a pus cafeaua pe locul și apoi a închis mașina și apoi a dat tare, bum! A tras mai tare să-și facă loc să intre, adică de ce să faci asta? Trecem peste! Haideți să ne bucurăm de faptul că o avem pe Ari acasă și pe mami. Ari stă liniștită de când am plecat de la spital și au trecut multe minute, de fapt ore, multe, nu? Ore. O oră și ceva, a trecut sigur. Și ea doarme. Foarte interesant. Se mișcă. Ariane, îi place la plimbare. Și popas, popas. Uite-o pe Ari. Hai, mami, l-a alăptat. Atât-ai. Hai, închide ușa repede, că să fie cald. Asta-i tata. Păstrăm căldurica în mașină. Chiar e foarte cald și Ariana cred că are nevoie de căldură. Tati, ce tricou mi-ați adus gri copilul? Căldurică. Am ajuns la cofetărie. Mami, încep surprizele! Yeee, vi aștept! Party! Să vedem! Surprize întârziate, să zic așa, pentru că ne-a întârziat mini-accidentul. Prăjiturele. Vreau și prăjituri. Îți alegi. Și din astea, și din astea. Toate, câte un pic. Vreau și alune. Ce drăgălași e! Bravo, mami! Mami a primit un telefon pentru că, nici eu nu știam, următoarea surpriză... Următoarea surpriză, tati crede că ne va aștepta acasă, dar nu. Curierul va suna când va ajunge. Să spun cuiva să iasă la poartă. Am primit un telefon că cineva îmi livrează ceva astăzi. Așa că surprizele continuă! Si? Ari! Prima dată în casă! Bine-ați venit! Bine-ați venit! Și gata! Avem a doua surpriză!
din partea familiei Gavriș și Farcaș, dar și din partea Alesiei, să-i vedem reacția lui mami. Mami! Mami, stai, frate, că uite, în lipsa ta... Hai! Wow! Ce bucurie! Și aici, am poftim! Frizi! Nu cred! Nu știu. S-a uitat pe vlog. S-a uitat pe vlog. Și aici un plecat. Frate, uite câte cadouri am venit. Și de la Ana, și de la Sofia, de la toată lumea. Poftim, Ri! A treia surpriză pentru mami. Care a treia? O grămadă de surprize. Și... Uaaa, câte lucruri! Cu pandachin și cum ai făcut să fie fix în alt capatul? Se ridică să de jos. Baby monitor, ce drăguț! La ușa a fost ridică. Asta e nou. La ușa a fost. Foarte tare, nu pot să cred că e la nivelul patului. Și nu e bine? Păi prea bine. Așa, ne-am gândit. Mamă, și aici a spus pătura invers să fie albă. M-am gândit că o să ai nevoie de un pătuț la nivel cu patul. Ce tare e! Ce nu? Și ăștia mi-a spus aici, ce drăguț! Că nu-mi placă pandachinul, e perfect. Da. Wow, asta nu l-am văzut. Deci asta face așa, se dă toate în forță. Uite-l. Și a spus făcuța. Da. E, ia uite cum eram singur. Și dă și muzică. Wow! Și mai tare mai aici. Ai aici, de unboxing, mami. Crezi. Și ăsta e un mini crafting. Nu cred. Foarte interesant, uite, deschide mai târziu. Uite o pernuță foarte inteligentă. Aici niște hăinuțe pentru Ari. Ce drăguț, cine l-a? Tati. Asta e ca să o ții la lăptat. La sân. Da, super. Revenim cu unboxing-urile imediat. Aici, aici, uite ce frumos e. Da. E ca să o pui. Poftă bună! Ce avem noi aici? Sushi. Sushi avem, principalul. Mulțumim, Apion Food. Bebe, vreau să pape. Și apoi o dăm lui tati. Pentru prima dată. De fapt, a doua oară, că prima dată am luat-o la spital. Mai cu frică, așa să zic. M-am îmbrăcat iar prea gros. Uh-huh. Mm-hmm. Dă un tricou, fără paiete, fără... Fără paiete, da. Ariana. Te mai încet așa. Și stă cu mințică. Îmi place. Nu am spus noi la începutul vlogului că în familia noastră se va instaura liniștea. Să-i mulțumim Arianei. Ăsta e al Arianei. Facem unboxing. Și, 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 și. Wow, ce-i acolo? Mama. Asta e al lui mami. Ceva dulce. Mulțumim. Nu cred. Mulțumim. Iar acum mami îi dau cu biberonul ca să văd cât suge. E tot lapte de la mine. L-am mulț cu aparatul, da. Da. Au fost 130 de mililitri și vedem după prima pauză cât a subt. Dintr-un foc, așa. Tati a schimbat-o pe Ariana pentru prima dată. Și a luat de 10 ani. Am transpirat. Bine, am luat-o, am și spălat-o la chiuvetă cu apă caldă și așa mai departe. Ia. Nu doar schimbat de scutec. Stai, stai. Da, pernuța. Și dacă mami o alăptează pe Ari, hai să-i dăm cele necesare, să-i zicem așa. Hai, mami. Deci nu cred. Ha, ha. Se face așa? Pentru mami. Da. Deja e aici, a sus cam pe mine. Da. O vrea Teo, bineînțeles. O, pun pe bine. Sunt curios să vedem cât reușește ea să tragă. La prima masă. Da. Prima masă din biberon, a sup și din... Și a sup acum vreo oră, lăptic de la mama ei. Nu cred. Trebuie să o schimb din nou, face mult, încă face. Oh my god. Mare. Asta e, o mai schimbăm o dată. De acum avem de treabă. Dar ce fel miroase. Wow. Acum nu prea miroasea. Băbețică, nu avem băbețică. Hai, repede, repede, repede. Dar și ăsta are băbețică. Ăla, da, ăla. Ăsta vrei? Pune-i britul, băbețica. 50. 50? Da. Pentru un bebeluș nou născut, 30 trebuie să bea. E bine. Am luat-o pe Arie să facă gurii. Să elimine gazele după ce a păpat lăpticul. Iar Mara
Ne arată ceva. Da, uite de la vrei ce face. Ce faci, băi? Ia arată-i lui tata ce faci. Nu cred. Vreau și eu. Nu cred. Mă arăt tu? Chiar e bun. Cred că aș lua de la butău. Știați tot. E bun, nu? Asta e cel mai bun lapte, este antibiotic pur. Părerea ta, Mara, despre laptele pe care îl beau fetele? E sănătos. Câți dintre voi alăptați și ceilalți copii mai mari? Încă. Scrieți-ne în comentarii. Eu acum alăptez doar pe Bri. Dar vreau lapte sacul. Celelalte s-au încercat pe la 8 ani. Pe sarcina următoare. Vreau lapte sacul. Mara s-a încercat pe sarcina cu Bri pentru că nu i-a mai plăcut laptele de peste sarcina. Iar Teo acum pe sarcina cu Ari la început nu i-a mai plăcut laptele la fel de peste sarcina. Și Briana nu s-a încercat. La 4 ani, că așa au avut fiecare când i-au fost însărcinată, probabil nu se simte gustul acela altfel al laptelui de peste sarcină. Înainte avea gust de nuci și miere, dar când am luat ultima dată era amar. Unboxing? Unboxing. Uite și aici, asta nu l-am arătat. De la Vitorin, nenuței Ariane, am primit o lampă superbă. Ia, prinde. Foarte drăguță, roz. E în priză? Da. Uite-l. Ruff. Da, face mami. Ruff. Hai să continuăm unboxing-ul. Avem, cred că, lampa. Da. Montăm și revenim. Și gata. Hai. Când am activat toate luminile, trebuie să ne mai jucăm la el. Pune-l mai în partea asta, așa. Trebuie pus undeva unde e... Cu gaură, da. Destul de dificil de montat. Trebuie să treacă cineva pe partea ea. E perfect. Se aprind câte una. Când una, când alta. O să ne înțelegem noi, o să ne învățăm. Și noaptea uite, se face pe da. Sus steluțe de-astea. E suficient. Steluțe, da, acum s-a stins una ca să, de fapt, să se joace steluțele tale. Da. Nu stai pe loc să se joace. Exact. Acum eu propun ca pe mami să o lăsăm să se odihnească, iar noi să mergem să vă arătăm ce cadouri a mai primit Ariana de la prietenii noștri dragi. Mami s-a pus în pat să se odihnească, iar Mara, ce credeți că face? Și cu Ari. Ari doarme. Mami? Nu vrea să meargă la nani? Păi, nu m-am culcat, că mi-am dat seama că am uitat de tort. Oricum nu mai am putere să tai tortul acum. Clar. Sunt foarte multe prăjituri, le mănânc pe astea. De-aia am bucurat să mănânc. Și am găsit și florile puse în vază de bunica Mariana. Florile primite astăzi prin Vai, dar cât sunt curier. De frumoase! Și haideți să vă spun de la cine sunt. Uite, din partea Alesiei, fana numărul 1 pentru cele mai șmechere fete din România. Vă iubesc, să vă bucurați de surioara voastră. Mulțumim! Și drăguț, Alesia a trimis flori! Alesia, iubesc, Alesia! Și stai, mami! Ia să vedem. Mai avem un buchet? Da. De la cine, mami? Foarte frumos. Din partea familiei Gavriș și Farcaș. Cu mare, mare drag pentru proaspăta mămică să aveți parte numai de sănătate și binecuvântări. Adică de la părinții și bunicii Alesiei, sunt prietenii noștri din Austria, la care am fost de sărbători. Nu au putut ajunge la noi în ziua petrecerii, așa că ne-au trimis un cadou de la o florărie de aici din Bacău, nu, tati? Da. Pe drăguț din partea lor. Mai avem ceva, mai avem ceva. Pentru că sunt de parte, mami. Ăsta-i... pentru Ari. Ursule, de la ei, ia să vedem. Bine ai venit pe lumea, Ariana. Să crești mare și sănătoasă alături de surori și de părinți. Îți dorim tot binele din lume. Te iubim mult, mult. Ca de la ei. Mulțumim. Foarte drept. Așa am amenajat noi. De fapt, astea le-am primit. Mulțumim de la dragii noștri prieteni. Și ăsta cu bebeluș. Bine ai venit, Ariana Maria. A început Ariana, da. Și aici, asta era aici, mai că fetele le-au tot desprins. Aha. Mami, îți place munca pe care am depus-o să amenajăm? Foarte drăguț. Numai că nu mai e așa frumos ca atunci când am venit. Sper că s-au tras cadre și în momentele alea. Nu? Nu. Uite și aici un decor. Am dormit din nou.
Asta e decorul pentru ursuleț. El îl ține. Ah, ce drăguț! Ia a venit și de la viitorii nenuți. Wow, și acele. Am primit o icoană sfințită. Exact cu Fecioara Maria, dacă tot am ales ca pe Ariana să o cheme Maria. Maria. Certificare că e sfințită. Noi încheiem aici vlogul. Lăsăm tortul pe mâine. Și mulțumim foarte mult că ne-ați vizionat vlogul. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere. Aveți clipuri pe săptămâna. Dar în același timp ne bucurăm foarte mult că mami cu Ariana au ajuns în sfârșit acasă! Până data viitoare, vă spunem la revedere și zicem v-am pa, pa, pa! Cine a venit? Au venit toate fetele! Toate fetele aici cu mami! Avem ajutare! Da!